Ministerul Sănătății anunță pentru astăzi 1062 de cazuri noi de COVID-19 din 3565 de teste. Fiecare al doilea caz a fost confirmat în municipiul Chișinău. 749 de pacienți sunt în stare gravă în spitale, iar cu regret autoritățile anunță alte 17 decese înregistrate astăzi. Pe de altă parte, crește numărul persoanelor tratate. Doar astăzi au fost externați 542 de pacienți. În spitalele din țară sunt internați în prezent 2559 de pacienți testați pozitiv la noul coronavirus. Ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu susține că locuri în instituțiile medicale sunt, însă pentru eventuală creștere a numărului de cazuri, au fost amenajate locuri suplimentare în spitalele din capitală. Nu sunt deci internate persoane pe locurile respective, adică există rezerva în contextul acelei care deja au fost activate din locuri. De asemenea, pentru a preveni o situație de blocaj, au fost consolidate și capacitățile instituțiilor de nivel republican. Toate secțiile noi au fost dotate cu utilaj necesar, procurat recent în cadrul unui parteneriat cu Banca Mondială. Deci vorbim de consolidarea numărului de paturi de 336, inclusiv consolidarea terapiilor intensive cu 26 de locuri. Am direcționat și dispozitivele medicale pe care le-am procurat din proiectul Băncii Mondiale. Aici vorbim de ventilatoare, de monitoare, pentru a realiza monitorizarea stării de sănătate a pacienților și săptămâna viitoare mai așteptăm un lot de ventilatoare care la fel vor fi distribuite către terapiile intensive din municipiul Chișinău. În prezent are loc și o consolidare a parcurilor Serviciului Medicinii Urgente. Guvernul a procurat un lot de ambulanțe din Turcia care urmează să ajungă în cel mai scurt timp în Moldova. Primul lot de ambulanțe va fi livrat chiar pe parcursul lunii octombrie, deci în luna noiembrie va fi deja livrat tot lotul care a fost determinat în contract, primul lot de 41 de ambulanțe. Mașinile speciale vor fi distribuite instituțiilor medicale strategice. Tot pentru luna noiembrie se așteaptă și consolidarea bazei tehnico-materiale a serviciului Aviasan. Ministrul Dumbrăveanu a vorbit și despre achizițiile de consumabile și medicamente. Spitalele din țară sunt dotate cu tot pachetul necesar. Sunt în derulare procedurile de achiziții pentru anul 2021, inclusiv ceea ce ține de asigurarea cu medicamente, dispunem de medicamente, dar după cum am anunțat, în baza protocolului sunt deci două poziții determinate de medicamente și centrul de achiziții centralizate a inițiat procedura de achiziționare, iar pentru instituții republicane chiar și livrarea va fi efectuată săptămâna viitoare la un preparat. În lupta cu pandemia de coronavirus sunt antrenate practic toate instituțiile spitalicești din țară, atât de nivel raional cât și republican.